Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, teorii incredibile, știri, documente și lucruri pe care mafia media vrea să le țină departe de poporul român, care are dreptul să știe adevărul. Dacă vreți să fiți la curent când lansăm documentare, știri, informații și materiale care ar putea fi șterse din cauza cenzurii ce există pe internet, apăsați chiar în acest moment, total gratuit, desigur, pe butonul roșu de subscribe sau abonează-te și pe clopoțelul din dreapta lui. Astfel veți fi notificați imediat ce lansăm noi documentare și materiale pentru voi și vă asigur că urmează o serie de lucruri și videoclipuri foarte interesante pe care mulți nu ar dori să le publicăm. În videoclipul de astăzi am să vă prezint câteva adevăruri despre trecut, lucruri pe care televiziunea națională, TVR, nu a vrut să le facă publice sau s-au făcut că nu știu. Și vom vedea cum a fost trucată execuția soților Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu și care este părerea de fapt a experților francezi despre imaginile care au circulat în presă. Însă înainte de orice, vreau să vă citesc ceva din celebrul, binecunoscutul și mult iubitul, bineînțeles, stimatul domnul președinte Ion Iliescu. Iată ce spune acesta. Nu am de ce să regret executarea lui Nicolae Ceaușescu. El a plătit pe merit, pentru că era principalul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat. Afirma Ion Iliescu, cel despre care prieteni, celebrul Virgil Măgureanu, fostul său coleg de conspirații și primul și cel mai longeviv șef al Serviciului Român de Informații, afirma că era desemnat drept succesorul liderului comunist încă din anii 70. Ei bine, când Ceaușescu a decis marginalizarea lui Iliescu, din motive legate, atenție, de suspiciunea întemeiată că ar deservi serviciile secrete sovietice, Ion Iliescu, care, ce să vezi, era considerat până atunci adevăratul fiu adoptiv al cuplului dictatorial Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu. Și o să aflăm astăzi principalele teorii incredibile și nebuloase legate de dispariția și eliminarea lui Ceaușescu în urmă cu mai bine de 20 de ani, de la operațiunile KGB-ului și GRU, la trucarea execuției sale și la implicarea directă prieteni a lui Iliescu în ce s-a întâmplat în 1989. Oameni buni, trecutul lui Ion Iliescu este mult mai tenebros decât își-l pot închipui oamenii simpli ca noi. Și nu uitați că filozoful și militantul anticomunist Petre Țuțea era sigur că Iliescu a fost omul lui Gorbaciov și a rușilor. De altfel, prestigioasa revistă Prieten Time afirma în articolul Fosilele comuniste ale Europei de Est din 28 aprilie 1986 că în ceea ce privește România, Gorbaciov pare să aibă deja un protejat în așteptare. Acesta ar fi fost Ion Iliescu, de 56 de ani, despre care existau rapoarte că a studiat cu liderul sovietic la Moscova. Așadar, trecutul lui Iliescu este mult mai dubios. Și în realitate, Ion Marcel Ilici Iliescu, care este de fapt numele său real, a avut tot timpul ceva împotriva poporului român și se datorează în mare parte faptului că însăși originile sale sunt, ce să vezi, antiromânești. Desigur că cosmetizarea biografiei lui Ceaușescu este o operațiune specifică agenților anti-România. Puțin știu că există totuși o biografie secretă a lui Ion Iliescu și conform acestei biografii secrete a lui Iliescu, publicată de scriitorul și cercetătorul Vladimir Alexe sub titlul Candidatul Manciurian, unul dintre bunicii lui Ion Iliescu era un fost bolșevic savea, pe numele său Vasili Ivanovici, care se refugiază în România fiind urmărit de poliția țaristă rusească pentru activități subversive antinaționale. Aceasta l-a împins la lupta proletară și pe fiul său, Alexandru Iliescu, căsătorit cu o căldăreasă bulgăroaică, Maricica, care dă naștere în Oltenița fiului lor Ion Ilici, pe data de 3 martie 1930. Inițial fugit din regat, în 1935, atenție, Alexandru se întoarce în Rusia și este condamnat la 3 ani de închisoare pentru trădare de țară. Milita pentru dezmembrarea României și trecerea Basarabiei la ruși. Închisoarea este făcută cu intermitențe. Vecinii băniau că este informator al poliției în închisoare și întâmplarea face ca Alexandru a fost închis la Doftana, alături de mult iubitul Nicolae Ceaușescu, printre alții. Aici, copil fiind, Elena Ceaușescu, pe care o avea să o execute mult mai târziu, peste vreo 60 de ani, îl aducea pe Ionuț de mânuță ca să-și vadă tatăl, aflat în condiții de semilibertate, specifice tratamentului de care beneficiau deținuții politici în perioada Antonescu.
După ocuparea României, prieten de Armata Roșie, mama vitregă a lui Iliescu, Marița, a fost servitoare și bucătăreasă la celebra Anna Paucăr, iar unchiul său Eftimie a ajuns adjunctul infamului Alexandru Drăghici, ministru de interne al lui Gheorghiu Dej, și oameni buni o parte din această combinație. Dintre Anna Paucăr și Alexandru Drăghici se trage și o parte din ascensiunea sa politică foarte rapidă. Și iată o părticică din istoria reală, pe care nimeni nu vrea să vă spună. Ceaușescu l-a băgat pe Iliescu în CC al PCR în locul lui Drăghici. Stenograma plenarei CC a PCR din 22-25 aprilie 1968 consemnează, prieten, foarte clar propunerea lui Nicolae Ceaușescu de destituire din CC a lui Alexandru Drăghici, precum și propunerea făcută tot de Ceaușescu de numire în locul lui Alexandru Drăghici a lui Ion Iliescu. Și să nu uităm că înainte de a deveni membru CC al PCR, Iliescu a fost membru CC al UTM, calitate în care a fost trimis la studii, în ghilimele desigur, la Moscova, unde a devenit secretarul Sovietului Unional și al studenților aspiranți români, aflați la studii în Uniunea Sovietică, adică o organizație sovietică, așa cum o indica și titulatura sa, subordonată direct conducerii Uniunii Sovietice. Într-un interviu luat de un celebru ziarist BBC lui Ion Iliescu despre eliminarea lui Ceaușescu, Iliescu evită să-și asume întreaga responsabilitate al acestui act. Celebrul jurnalist veteran John Simpson de la BBC îl întreabă: a cui a fost decizia? A fost decizia dumneavoastră sau a fost o decizie de grup? Și Iliescu răspunde: a fost o decizie luată în grup, 6-7 oameni am decis. Deci, în esență, a fost vorba despre hotărârea de a-l elimina. Hotărârea tribunalului s-a dat în baza legislației lui Ceaușescu, susținea Ion Iliescu în acest interviu. Haideți să vedem, prieteni, conform datelor existente, care a fost însă grupul care decide eliminarea soților Ceaușescu. Acest grup este următorul: Ion Iliescu, supranumit Iliescu KGB, Silviu Brucan, agent KGB dovedit, Nicolae Militaru, agent GRU dovedit, Dumitru Maziliu, fost colonel destituit din securitate, dizident întreținut, Petre Roman, nomenclaturist fiul lui Walter Roman, suspectat ca fiind colaborator al unui serviciu secret străin, Mihai Montanu, reprezentantul FSN al Ministerului Apărării, Mihai Spas, civil și fost șofer al lui Iliescu, ulterior ministru adjunct al sportului, și Dan Marțian, absolvent al unei universități din Moscova, decedat la Lisabona ca ambasador în al doilea mandat al lui Iliescu, din cauze necunoscute, Gelu Voican Voiculescu și Sergiu Nicolaescu, personaje prieteni complexe care au tangențe cu structuri și cu societăți secrete, și generalul Victor Anastasie Stănculescu, care a interacționat în perioada premergătoare evenimentelor cu KGB și AVO, conform propriilor sale declarații. Așadar, iată ce grup interesant s-a ocupat de eliminarea de fapt a lui Ceaușescu. Și după toate aceste lucruri, întrebat de adevărul ce rol acordă implicării serviciilor speciale sovietice în Revoluție, Iliescu a afirmat din scurt: total marginal. Dar să nu uităm că sunt martori care vorbesc despre 20.000 de turiști sovietici care intrau în România în decembrie 1989. Și avem un video în care vă explicăm pe acest canal, și o să-l postăm la sfârșit, cum anume s-a făcut combinația cu Ceaușescu. Să vorbim un pic, prieteni, și despre mascarada de proces pe care a avut-o Ceaușescu. Deplasarea la Târgoviște a membrilor Tribunalului Militar Excepțional se face cu două elicoptere. Într-un elicopter se aflau cele două prelate verzi care urmau să înfășoare trupurile soților Ceaușescu, deci se știa înaintea procesului că soții Ceaușescu urmau să fie eliminați, iar Victor Stănculescu stabilea locul execuției înainte de începerea procedurilor legale. Procesul care urma la Târgoviște nu era altceva decât o mascaradă. După ce a coborât din elicopter, prieteni, Gelu Voican Voiculescu solicită ca procesul să nu dureze mai mult de 10-15 minute. Uitați, prieteni, că deși decretul susținea că această cauză se va judeca cu prevederile legale în vigoare, procesul se derulează timp de 55 de minute, fără depunere de probe și fără a fi audiat vreun martor, cu niște avocați ai apărării desemnați din oficiu pe post de acuzatori ai clienților lor. Și să vorbim un pic despre dovezile care spun că Nicolae Ceaușescu a fost eliminat înainte de a fi executat, pentru că profesorii francezi de criminalistică vin cu niște probe foarte concludente. Dovezile spun că dictatorul Nicolae Ceaușescu moare înainte să fie eliminat,
înainte de execuția sa oficială, datată și în cărțile de istorie. Momentul a fost unul semnificativ pentru români, bineînțeles, și cu toții putem să acceptăm acest aspect, și mai ales în contextul Revoluției Române din anul 1989. Însă există anumite dovezi care atestă că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost eliminat înainte de trucajele pe care le-am văzut noi la televizor. Și se pare că de fapt adevărul este altul față de cel care s-a prezentat la TVR. Francezii au probe care atestă contrarul și, din câte se pare, motivul morții a fost de fapt unul neașteptat. Soții Ceaușescu ar fi fost eliminați nu de către plutonul de execuție, așa cum se știe și de cum am văzut cu toții la televiziunea română. Din câte se pare, pe data de 30 aprilie 1990, într-o informație publicată într-un cotidian din Franța, se naște un mare scandal internațional. Mai mulți criminaliști francezi contestă autenticitatea respectivei filmări, în care îl arată pe dictator fiind eliminat la sfârșitul verdictului. Oameni buni, de asemenea, jurnaliștii de la Los Angeles Times titrează faptul că nu credeau că acesta a fost modul în care a fost eliminat cuplul prezidențial. Nu uitați că există dezvăluirea pilotului Vasile Malutan, care a dispărut în condiții suspecte, privind existența unei genți cu documente asupra lui Ceaușescu în momentul fugii sale. Și iată că depoziția colonelului Baiu, omul care a filmat eliminarea cuplului, aduce în acest fel atenția asupra faptului că s-a trucat videocaseta procesului și a eliminării lui Ceaușescu. Pe data de 25 decembrie 1989, la TVR se prezintă o primă versiune a procesului și a eliminării lui Ceaușescu. Cu această ocazie se poate observa un prim aspect frapant. Banda prieteni de filmare se întrerupe brusc, fără un fel de justificare, în clipa în care soldații legau mâinile soților Ceaușescu. Urmează apoi o săritură la montaj, o scenă în care pe fundalul unor împușcături se distingea cu greu unor de praf și un zid, fără însă atenție oameni buni să se poate observa cine erau cei eliminați. Conform unor surse de la fața locului, această parte a filmării ar fi fost realizată ulterior eliminării lui Ceaușescu, folosindu-se de fapt capse pirotehnice introduse, atenție, chiar în zid. Nu uitați că la data de 22 aprilie 1990, televiziunea franceză prezintă o bandă de 90 de minute cu procesul și eliminarea lui Ceaușescu, bandă despre care se susținea că includea versiunea integrală, necenzurată a evenimentului. Așadar, aveam deja o a doua videocasetă. De asemenea, examinând cu atenție această casetă, un grup de experți francezi, condus de doctorul, directorul Centrului de Microscopie Electronică din Franța, ajung la o concluzie surprinzătoare, necunoscută publicului român și neprezentată de binecunoscuta și mult iubita televiziune română de stat. Experții francezi prieteni sesizează pe videocasetă, bazată pe imaginile și pe cum se mișcau trupurile celor doi, că aceștia au fost eliminați cu câteva ore înaintea filmării pe care am văzut-o cu toții. Practic, ei au fost puși acolo ca niște păpuși. Nu uitați, oameni buni, că francezii solicită în martie 1990, după expunerea tuturor acestor dovezi, exhumarea lui Ceaușescu și autopsie al unor medici. Guvernul de la București nu dă atunci niciun răspuns. Aceste fapte rămân, oameni buni, așadar, în continuare nelucidate. Și se mai pune însă o altă problemă, despre care multă lume nu vorbește și habar nu are. Nu cumva exista și o a treia videocasetă, completă cu procesul și eliminarea lui Ceaușescu? Și să ne amintim, prieteni, un alt fapt foarte ciudat. Prima cursă București-Belgrad de după acest eveniment avea un singur pasager la bord. Acesta, prieteni, era un reporter britanic, care, conform marturilor, transporta numeroase videocasete, filme și fotografii legate de evenimentele din decembrie 1989. Avionul cu un singur pasager la bord este doborât cu o rachetă, nu se știe de cine trasă. Era doar la câteva zile după eliminarea lui Ceaușescu. Evident, nu mai există acele casete, filme, iar fotografiile au dispărut. Ce părere aveți voi? Lăsați-mi răspunsurile și gândurile voastre în secțiunea de mesaje. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc că ați acceptat adevărul. Nu uitați să distribuiți mai departe la cât mai mulți români, pentru că românii au nevoie să știe adevărul. Până data viitoare, nu uitați să apeși pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta pentru a fi conectat la adevărata realitate. Vă invit să vizionați și alte documentare, știri și teorii incredibile care vă vor pune pe gânduri doar aici, pe canalul vostru, pe canalul românilor, pe canalul Adevăruri Secrete.